Da, sunt, sunt referințe din, ați văzut, și din Titanic și, și din Te pui cu blondele, un show super. Femei în Parlament nu am gândit-o pentru o generație anume, nu am, pur și simplu am gândit-o ca empowering pentru femei, să susține asta de femei în poziții de lider, că sunt un pic mai rare decât bărbații, după cum bine știe toată lumea, vedem în filme, vedem în reclame, vedem în realitate, din păcate. Și da, așa am gândit-o. Femeia în poziții de lider, adică nu neapărat specific femei în Parlament, deși bineînțeles că este vorba și de asta inclusiv, în general, femeile în poziții de lider. În teorie, da, este un cuvânt urât, nu e niciun cuvânt prea urât. Este un singur cuvânt urât în toată piesa, dar e mai lejer decât Macarena. Da, poate să fie difuzată pe radio, cum să nu ar fi tare. Versurile când le-ai scris? Înainte sau după Macarena? Nu, piesa asta are... S-ar putea să aibă anul. Treaba asta cu... Și nu e, în mod evident, nu e doar în politică, vorba ta este orice poziție din asta de lider, inclusiv la noi artiștii. Adică sunt convinsă că dacă întreb un om aleatoriu de pe stradă cum o fi ajuns Erica Isaac să aibă piesa Macarena, probabil, cum ai spus și tu, citez, s-a culcat cu cine trebuie, s-a culcat cu cineva. Stereotipul ăsta cu s-a culcat cu cineva, din păcate, are și un oarecare sâmbure de adevăr, pentru că, bineînțeles, că bărbații care au fost puși în poziție de lider la, în diverse cazuri și-au folosit puterea în scopuri personale. Șantajul există, manipularea există. Dacă nu faci asta, dacă nu faci asta pentru mine, nu vei ajunge acolo. Așa că ce vei face? Vei muri de foame? Ce vei face? Vei da la sapă toată viața? Sau... Știu că există cazurile astea de femei care, din păcate, au făcut anumite sacrificii pentru că au fost nevoite, pentru că nimeni nu face nimic pe ochi frumoși, iar manipularea și șantajul sunt cumva la ordinea zilei. Dar sunt, din punctul meu de vedere, sunt mai rare decât se propagă, de fapt, ideea asta. Sunt mult mai rare, știu inclusiv cazuri în jurul meu, bârfe și o grămadă de mizerii, inclusiv când vine vorba de mine. Cumva toată lumea are impresia că trebuie neapărat să fie un bărbat în spate ca o femeie să fie capabilă de ceva. Surpriză! Nu! Absolut deloc. Macarena este scrisă exclusiv de o femeie, pentru femei și a ajuns la femei. Dar cumva la finalul zilei, bărbații au început să-și dea cu părerea. De ce? Probabil vom afla la un moment dat, nu știm încă. Mesajul cumva ar fi vrem și femei în Parlament, vrem femei în poziții de lider, este super normal, hai să normalizăm treaba asta. Versurile cumva au și un pic de istorie, dacă vrei, dau exemplu și anul 1865, în codul civil de la 1865 femeia nu avea drepturi economice, civile, sociale, politice și așa mai departe. Practic, diferența dintre o femeie și un cârlig de rufe era că femeia respiră. Cam astea erau drepturile ei. Și zic asta și în piesă, 1865, bitch, what about that? Îți dau lecții de istorie că nimic nu s-a schimbat. Pentru că în conștiința colectivă, femeia încă cumva este... E și ea acolo. Asta se vede prin comentariile pe care le-am primit la piesa Macarena, care nici măcar nu este despre glorificarea femeii. Asta e problema. Macarena nu este despre glorificarea femeii de nicio culoare, dar cumva foarte mulți oameni s-au atacat. Și alte versuri de care... Cel pe care am menționat și adineauri, am așteptat sute de ani pentru legea antiviol, că dacă nu suferă fiicăta, trecem pe protocol. Practic am închis ochii, s-au închis ochii de foarte multe ori. Eu personal știu, știu cazuri de pe internet, bineînțeles, am aflat știri, în care oameni cu oarecare influență nu au avut neapărat parte de consecințele de care ar fi avut parte un om normal, pentru că sunt niște oameni cu o anumită influență.
Și zic asta și la final, în finalul strofei al doilea, finalul strofei a doua, pardon. De ce nu abordăm subiecte serioase pe net? De ce scap de pedeapsă, indiferent dacă ești influent? Astea mi se par, sunt highlights-urile mele, pentru că mi se par că descriu cumva realitatea, din păcate, cel mai bine. Dar, până la urmă, poate să prindă orice alt vers, n-ai de unde să știi.